Internetul ne-a permis să avem mai multe relații interpersonale, interacțiuni și activități multiple, dar ne-a făcut să trăim într-un sat global. În această lume virtuală, cele mai multe persoane sunt conduse sentimental de așa zis apreciere numită like. Un like la momentul potrivit poate face ziua mai frumoasă sau din contră. Lipsa acestuia de la persoana specială din viața noastră poate provoca adevărate furtuni emoționale. Tehnologiile digitale focalizate pe procesarea și transmiterea de informații ne-au inundat viața cotidiană. O întreagă generație formată din persoane care s-au născut în ultimele decenii utilizează intens tehnologiile digitale atât ca instrumente, cât și ca medii de exprimare și interacțiune. Nu știu, eu fără telefon nu pot trăi. Adică fără Instagram, fără rețelele de... Cât timp petreci pe telefon? Toată ziua. 24 din 24. Dore. Telefonul mobil este foarte important, deoarece și în școala online am început să-l folosim din această tehnologie. Se folosește, eu îl folosesc foarte des. Deși ne afectează uneori, dar avem și de învățat și lucruri bune din... Crezi că socializezi mai mult mediul online decât... Da, la orice și la o întâlnire, dacă ne ducem, stăm pe telefoane. Deși ar trebui să mai mult să comunicăm noi între noi decât oameni. Tinerii din noua generație și-au creat o lume a lor în mediul virtual, unde fiecare utilizator are mai multe criterii pentru care acordă votul de încredere unei postări. Un like poate crește încrederea în sine, ne face să strălucim, să ne credem mai frumoși sau chiar mai deștepți și mai puternici. Îți place să primești like? Da, de ce nu? Adică toți ne dorim asta, adică cine nu vrea like-uri? Te uiți cine îți dă like de obicei? Da, când văd notificarea normală, adică oricine ar face asta. Dependenții de like-uri și inimioare este o descriere a noii generații. Un like poate însemna ceva diferit pentru fiecare individ în funcție de caracter, temperament sau celelalte roluri sociale pe care le are și din care își poate hrăni stima de sine.